Salut și bine ați venit la un nou episod de Minecraft Survival. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm cu această serie. Să ținem și noi acolo peste 15 like-uri sau peste 10 like-uri. Am văzut că la primul episod din această serie am strâns o grămadă de like-uri, ceea ce m-a bucurat foarte, foarte mult. Că văd susținerea voastră și chiar e foarte ok să vă placă. Na, în fine, ieri filmez la 1 noaptea, sunt destul de obosit. Dacă mai ratez niște cuvinte, mă scuzați, înțelegeți-mă că e destul de târziu. Mâine va apărea acest episod, azi suntem în 20, de fapt în... azi este joi, da, că na, a trecut de 12. Astăzi este joi, astăzi după amiază, pe la, nu știu, 8, 9, 10, cam așa, în fine, nu știu. O să apară acest episod alături de un episod de For Hunter. Am văzut că și la ăla am strâns o grămadă de like-uri. Va apărea acest episod alături de un episod de For Hunter și cam atât. În acest episod încă țin minte că am zis să fac eu o de-aia cu minecarturi până unde vreau să-mi fac casa, adică acolo sus în munți. Da. Haideți că am luat destule de astea, mă duc să le las în chest. Mă duc să dorm, dar... n-am pe ce să dorm, asta e problema, n-am pat. Ok, trebuie pat, n-avem pat, o să-i dau un time to day, pentru că vreau să fac chestii interesante în episodul de astăzi, dar cum să fac eu dacă nu am... bun, să ne întrească asta, luăm și un powered rail. Ce ne mai trebuie? Nu știu cum se făcea mânerul. Ok. Stați, cred că am crafting direct aici, în asta. Redstone, mâner, lever. O piatră și un... ok. Să tească asta. Ce m-a speriat? Băi, să-mi bag eu pula morții, mătii de villager. Credeam că e un zombie, dracu. E futu-s morții, mătii. Dar frate, mă sperii din... morții măsii. Hai frate, cum să te sperii așa? Sunt tratat în pula mea. Mă sperii așa de niște zombalăi. Haideți să-mi fac și eu aici un chest plate. Așa. Hai frate, marș, ieși. Ieși în pizda al mama ta. Bă, de-abia ce am postat un episod de... de fapt primul episod din jocul... cum îi zice, mă? Primul episod din jocul ăla... House Flipper. Bă, sper că o să vă placă. Sincer, mie îmi place foarte... foarte mult îmi place. Ok, va porni de aici. Până aici urcăm noi așa cu scări frumos. Urcăm de aici așa frumos. Și va porni punând ăsta. Trebuie să mă duc pe partea elealtă cu asta. Episodul acesta va apărea pe la 8-9 și episodul de For Hunter va apărea pe la 12 sau 1, cam așa. Nu o să filmez foarte mult, că e foarte târziu și vreau să mă culc. Mâine am multă treabă. Știți voi. Ok, haideți mai întâi să fac eu traseul, deci... urcă așa pe aici, am să tai ăsta, să-l tai de aici. Ok, și să vină, uitați așa pe aici, să vină. S-
Să treacă pe aici, că poate fac aici o stație și voi construi ceva aici, să facă aici gen o stație. Construi ceva aici. Vom urca pe aici. Vă dați seama câte railuri ne trebuie pentru asta. Vă urca așa pe aici, cred că pe aici. Și aici e locul unde vreau să fac casă. Bun. Deci am stabilit și unde vreau să fac căsuța. Dar fac asta, știți, ca să mergem mai repede. E logic. Altfel îmi iau o veșnicie. Ajung până aici așa, îmi scade și foarte mult hangar. Nu se merită. Aici o să avem grijă la mob să nu ne bubuie un creeper traseul. Da, o să avem ceva de muncă. Nici fuck it. Nici măcar iron nu prea am, pentru că bine, nu o să ne ajungă ironul ăsta de la acum. Ca să facem șine. Ok, urcă pe aici. Aici trebuie să pun iarnul de ăsta că a urcat și nu o trească să ia iar viteză. Nu, hai să fac asta mai lungă. Asta după vreau să o acopăr pe toată cu geam, să se vadă așa frumos, știți? Da, și până aici a fost. Să fac aici un crafting table și să văd dacă mai pot face niște șine. Mai aveam unul, pula mea. Cum se făceau șinele? Șinele normale? Ok, există șine, da, dar nu există șine normale, nu? Păi da, nu. Pentru să ne te ui aur. Șine normale, frate, vreau. Ok, ori sunt eu chiar și nu le văd, ori Minecraft Craftings Rails. Să vedem. Să vedem, bă. Ai de pula mea. Vedeți aici. Nu, no, nu o să ne ajungă nici astea, vă dați seama. Am consumat și tot aerul, deci în episodul următor, oricum nu o să termin, cred că, circuitul ăsta în episodul de astăzi, dar în episodul următor va trebui să... Va trebui să mă duc neapărat la minerit. Cam na... Cred că o să iau acu din game mode niște. Adică, frate, până la urmă nu mai fac Minecraft Vanilla. O să fie un Minecraft în care pot să dau și game mode. Nu o să fac abuz de game mode, doar că dau aici peaceful să nu moară ăștia. Să nu mă omoare ăștia. Nu o să fac abuz de game mode, dar vreau să termin șina în episodul de astăzi, iar în episodul viitor să mergem să minăm
iron și diamante să ne facem și portalul spre The Nether, să ne facem și tot. Ok, o să dau aici un GM1. Dacă nu vă combine că fac asta, vă rog frumos să ieșiți de pe canalul meu. Eu asta fac, v-am zis, nu mai fac Minecraft Vanilla. Nu o să fac abuz de game mod, doar că nici să stau acum să mă duc la minat, v-am zis, e târziu, nu o să fac asta. Înțelegeți voi, sper. Aici aș face ceva de genul ăsta. Luăm niște cable. Voi face, cred că, două rânduri. Gen una de dus și una de întors. Ok, atunci nu fac așa. De pe aici banc, pe aici o să pot urca așa, scări, 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 banc, lopată, nema. Am lopată, îmi cer scuze. Și la suprafață, cred. Ok, ar pe ei să urcăm sus, știți? Așa, nu am să stau acum să fac o lopată, Elene. Ok, și de aici trebuie să tai și asta. Cum să fac eu aici? Să urc sus aici. Este să dau un modul, să-l fac așa. Să-l fac mai repede, ca v-am zis, este târziu și trebuie să dorm, pentru că mi-a multă, multă treabă. Ok, am ieșit exact unde îmi doream eu să ies. Perfect. Acum, nu. Asta trebuie să o tai. E futus rasa și morții și familia mătii. Deci mai întâi să mă duc cu una. Tot n-o să ne ajungă rail-ul. Sunt sigur de asta. Mă poate să iau niște power rail. Ok.
mașina este trasă. Acum trebuie să mă duc... Nu, o să vin din partea asta, ce rost are. Să fac una de dus și una de întors, știți? Și o să scriu pe niște sign-uri. Dus, întors. Nu, o să scriu înspre munte și una înspre sat, știți? Ceva de genul. Aș vrea să fac și un de la să vindecăm zombie villageri. O să facem multe pe seria asta, am văzut că este apreciată și asta chiar îmi place. Nu, nu o să ne ajungă asta, o să trească să mai iau din geme. Pare rău, am zis, nu vă convine, la revedere, nu vă ține nimeni. Nu mai fac Minecraft vanilla, pur vanilla, poai. Mai fac asta. Așa că vă rog frumos să vă dezabonați celor ce nu le convine acest lucru. Gm1. Mai iau și aici și un stack de astea. Știu că o să mai rămână, o să le arunc tot ce mai rămâne și astea le arunc. Bine, depinde dacă mai am idei în cap pentru alte proiecte, nu le arunc, le păstrez dracu. Ai, nu spune că nici astea două stacuri de la nu le ajung. Bă, ieși. Mâncăm vacă. Ok. Să rămân și fără cobblestone pentru că, na, logic. Două bloculețe. Ok, nici astea nu ne ajung, fuck it. Păi vă dați seama dacă eu stăteam să lucrez la toată chestia asta, cât îmi lua, cât iron. Bă, îmi cer scuze, dar v-am spus. Și nu mai repegat, v-am zăpăcit la cât v-am spus. Citea să fie la nivel ca aia. Dar nu vreau așa. Aici aș putea să fac așa un fel de, fiți voi atenți aici, să fac un fel de gar. Facem așa. O să-l mai duc în spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mult. 2, 4, 5, 6, 7.
fac așa. Aici pe jos o să pun cabl. O să vină șinele și ar trebui să fie ceva greu, nu? Logic. Iau asta, mai iau pe aici. A, da, spun asta. Să mai iau de aici. Facem aici o carieră de piatră. Facem un garaj, știți, cu Minecraft-uri. Într-o parte pun Minecraft, Minecraft cu chest. Într-o parte Minecraft normal. Într-o parte Minecraft cu ce se mai poate pune. Și când vreau le fac o chestie cu pistoane automatizată, când vreau să plece un minecart, să îl împing acolo pistonul, o să vedeți voi, dar nu o să fac asta în episodul de astăzi. Deja vreau să închid episodul, o să fac în episodul următor. Pentru că este o serie susținută și clar mai postez. Este o serie apreciată, fucking Ștefan. Serie apreciată, un susținut. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Două, trei, patru. O să le leg eu așa frumos între ele. Bun. Iar aici fac eu așa. Pun asta. Da, ceva de genul, vedeți? Iar aici să pun, uite așa. Și să fie tot ceva de genul. Lăsați că văd eu în partea asta altă cum voi face. Sau pot folosi și linia asta să pună tot așa. Să pot să o folosesc să se și ducă. Știți? Și când mă întorc, nu contează acum la care. Ok. Aici o să fie. Nu, n-a făcut bine aici. Uite, ui. Nu. Nici aici nu e bine. Am să dau asta. Fac așa, nu? Care ar fi problema? Problema e că se vede urât. Da. Dacă le-aș acoperi eu așa. Eu spun că nu s-ar mai vedea urât dacă le-aș acoperi. Uite. Thank you.
așa. Făcut acoperiș. Ok. Aici am să pun peretele ăsta. Celelalte văd eu cum le fac. Cred că le fac din sticlă. Ok. Da, asta e problema aici. Ca să fie simetric. Trebuie în partea asta să măresc aici. În felul ăsta. Dracu' e simetric. Aha. Deci asta era greșeală. Nu mai pun asta, că se vede mai bine. Și acum zic eu că arată mult mai... Bă, dar tot ce pula mea... Au aici... 2 și 1, 2... Stai mă, ce? Ok, sunt fumat. Ah. Am zis că sunt foarte obosit. Și filmez pentru voi, bă. Ce? Nu vreau să fac asta. Dăm aici, facem un... Asta de Iron. Cam multe greșeli am făcut eu. Bă, dar ce pula mea, mă? Păi da, frate, dar aici nu e... Auzi, știi ceva? O fac la loc cum era și o las așa. Nici nu mai pot să gândesc la cât de obosit sunt. Fac așa. Bang, bang, bang. Bang, bang. Aie. Las așa. Vedeți? Cam așa. Ca să arate mai bine. De aici așa. Și până aici tot lemn. Și acum pare simetric, da? Aici sunt 4, acolo sunt 4. Acum zic eu că e bine.
Bă, sper că v-a plăcut episodul. Știu că n-am vorbit prea mult cu voi, doar că s-a obosit și m-am concentrat și destul de tare asupra acestor chestii. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm cu aceste episoade. Eu am fost Ștefan și ne vedem data viitoare. Pa, pa!